Am îndemnul să vă relatez ceva. Mă deplasam de la Botoșan spre Suceava și am simțit că plăcuțele de la frână freacă pe disc. Am sunat pe un frate la Suceava, era duminică, să-mi indice un mecanic. Și mi-a indicat pe cineva chiar cum se intră dinspre Botoșani în Suceava. Din vorbă în vorbă, aflu că familia aceea, după masa respectivă, urma să ducă copilașul la binecuvântare. Problema s-a rezolvat repede cu mașina. Fratele chiar avea plăcuțe acasă. Eu chiar aveam la mine niște bani pentru săraci, pentru familii. Dar ce-a fost mai interesant, să aflu istoria nașterii acelui copil. Dumnezeu a vrut ca acea istorie, prin întâmplarea din duminica aceea, să ajungă să fie tipărită. Va urma într-o revistă și vă citesc mărturia acelui tată pe care l-am rugat să mi-o scrie. La începutul anului 2016, soția a visat că era în vizită la o maternitate unde nășteau doar surorile credincioase. Printre mămicile vizitate era o tânără pe care soția a întrebat-o dacă a născut. Ea a răspuns, eu nu pot avea copii. Atunci soția a întrebat-o, atunci pentru ce ești aici? La care tânăra a dat același răspuns. Soția a observat lângă patul ei că era un recipient cu un tub negru care avea un capac înfiletat și a cerut voie să vadă ce este acolo. Când i s-a permis, a scos de acolo un băiețel nou născut, dar fără suflare. Atunci soția i-a zis, de ce minți că nu poți avea copii și de ce l-ai omorât? Imediat soția mea a auzit o voce, dă-i viață. Ea s-a scuzat spunând, eu m-am acasă 8. Să-i dea viață ea, dacă este al ei. Dar vocea a revenit cu același mesaj salvator pentru copilaș. În acel moment ea s-a gândit că nu va fi forțată să accepte, dar repetarea mesajului implica demnitatea ascultării și ea a zis, îi dau viață. Pe loc în vis, i-a făcut respirație gură către gură și copilașul și-a revenit. În salon a intrat o asistentă și a întrebat-o pe acea mămică tânără dacă a născut, moment în care ea a încercat în mod repetat să ia din brațele soției copilașul, dar soția a spus, acum rămâne al meu. În vis se făcea că o cunoștea pe acea mămică tânără, dar dimineața a rămas în minte numai vârsta ei, avea 26 de ani. La scurt timp după acest vis a rămas însărcinată. În perioada ce a urmat a avut mai multe mesaje profetice în care îi se spunea că îi stă în față o perioadă grea, în care să-și pună încrederea în Dumnezeu și că va trebui să stea în fața oamenilor înțelepți și să vorbească cu ei. S-a înregistrat la mediul care născuse ultimii 4 copii cu cezariană, căci primele 4 nașteri au fost naturale. În urma ecografiei de morfologie fetală a fost diagnosticată cu placenta praevia centrală. Medicul a exclamat cu îngrijorare, nu vreau să mor pe masa mea de operație. Eu nu pot să te operez. Dar unde să merg? A întrebat soția. Ea a răspuns, poate numai la Iași. Atunci ne-am amintit că Domnul ne-a vorbit că atunci când ușile oamenilor se vor închide, El va deschide o ușă care va duce la biruință. În 4 august 2016 am ajuns la Spitalul Clinic Cuza Vodă printr-o cunoștință, dar o doamnă profesor a refuzat să preia cazul datorită gradului ridicat de dificultate, spunând că în timpul operației este nevoie de o echipă complexă de medici, neonatolog, chirurg, ginecolog, urolog și, bineînțeles, anestezist. Am fost îndrumat spre șeful clinicii, medicul Onofriescu, și deși accesul la el în spital era greu de obținut, el putând fi căutat doar la cabinetul privat, printr-un frate, în timp ce noi ne rugam în mașină să ne fie deschisă ușa, am fost acceptați la o consultație în aceea zi și pe 12 august soția a fost chemată pentru internare. În ziua internării, soția a alunecat în spital și și-a rupt un deget la picior, care abia după 3 zile a putut să fie pus în gips. A urmat o colică renală de 3 zile cu dureri mai rele decât cele de naștere. Atunci am înțeles de ce Domnul a rânduit să fie internată înainte de a naște. Acasă au urmat alte probe. Am ajuns la spital cu băiatul de 10 ani suspect de apendicită, un alt băiat de 5 ani era să-și rupă un picior, iar eu la serviciu am avut un accident la un picior. În tot acest timp am fost susținut cu rugăciune și post de frați și surori. În cele 3 săptămâni dinaintea operației, soția a avut ocazia să răspândească adevărurile Bibliei. A vorbit personalului medical, dar și la paciente din diferite categorii sociale, între care avocat, jurist, dar și o satanistă. Toate s-au petrecut potrivit mesajului primit de la Domnul.
În acest timp era monitorizată îndeaproape și s-a pus să găsească donatori de sânge pentru ziua operației și aproximativ 15 persoane, dintre rude, frați de credință, dar și vecini, au sărit să ne ajute. Eu, fiind printre donatori, am fost diagnosticat cu virusul hepatic C, am fost consultat la spitalul din Suceava și mi s-a propus un tratament de 3 luni fără interferon, dar care costa 54.000 de euro. În data de 8 septembrie, soția a fost operată și de acum începe greu. Am ajuns la Iași dimineața, dar abia am apucat să o văd pe la spate când a fost dusă la operație. Era 8 dimineața. În holul spitalului era amenajat un loc al tăticilor, o bancă unde mi s-a spus să aștept și o infirmieră, Mihaela, mi-a promis că mă va informa cu privire la soție și copil. După aproximativ o jumătate de oră, am fost chemat și am văzut pe micuțul Timotei, un băiețel de 2,5 kg, născut prematur, la 7 luni și 3 săptămâni. După ce am făcut o fotografie, a fost dus la secția de terapie intensivă pentru nou născuți. Soția a rămas în sala de operație până la ora 14. Aceste 6 ore au trecut foarte greu, dar din când în când, acea infirmieră binevoitoare ieșa și îmi spunea cu un zâmbet forțat că mai durează puțin și totul va fi bine. Însă eu știam că se dă o luptă puternică între viață și moarte. Apoi am aflat de la acea infirmieră că soția a pierdut mult sânge și tensiunea arterială a scăzut până la 5. Datorită faptului că venele îi se fisurau, pentru a se putea transfuza sânge, i-au pus un aparat direct în arteră. De câteva ore a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată cu electroșocuri. La un moment dat, unul dintre medici a strigat conform tradiției ortodoxe: aduceți repede o lumânare pentru că o pierdem. Pe de altă parte, profesorul spunea: haide să luptăm pentru ea, căci o așteaptă 8 copii acasă. Ei au făcut tot ce au putut și le sunt recunoscători, dar biruința a fost dată de Dumnezeu. În final, i-au fost administrate 8 flacoane de sânge, 6 în timpul operației și 2 după aceea. După operație, a fost dusă la reanimare, unde am putut și eu să intru la ea. Era foarte epuizată și respira greu. Medicii au fost foarte rezervați în ce privește evoluția ei postoperatorie. Ulterior am aflat că i-au mai dat aproximativ 5 ore de viață, deși era conectată la aparate. Atunci ne-am amintit că Domnul ne promisese într-un mesaj că firul vieții ei este într-o mână sigură, mâna Domnului. În timpul operației i-au pus soției 2 sonde urinare. Am fost înștiințați că va trebui să vină un psiholog să stea de vorbă cu ea pentru a o consola cu ideea că va trebui să poarte cel puțin o pungă de drenaj toată viața, deoarece a trebuit reconstituită vezica urinară. Unul dintre mesajele profetice care ne-a ajutat în clipe grele a fost următorul: te vei întoarce acasă în mijlocul copiilor și vei fi o mamă veselă care va purta în brațe o binecuvântare. În tot acest timp, mulți frați și surori de credință mijloceau cu post și rugăciune înaintea Domnului și astfel nu ne-am prăbușit sub greutatea încercării. Au trecut cele 5 ore prognosticate și prima noapte. 9 septembrie, a doua zi, am vizitat-o pe soție și pe micuțul Timotei, care era cu insuficiențe respiratorie și cu 2 furtunașe în nas. A trebuit să-mi dau acceptul pentru orice eventuală intervenție în trupul copilașului. În dupămasa acelei zile, Domnul a ajutat-o pe soție să ridice singură din pat și să meargă la baie, spre uimirea întregului personal medical din secție. În cele 5 zile cât a stat la reanimare, spuneau bebelașul, socotind că s-a născut a doua oară. În data de 11 septembrie am dorit să intru la Timotei cu dorința de a face o poză și a arăta soției, dar medicul de pe secție mi-a spus că de îndată ce am acceptat ca copilul să se intervină, a trebuit intubat și ventilat mecanic. Avea un furtunaș la plămâni, unul în stomac, la mâini și la picioare avea câte o branulă, iar pe trup mai multe ventuze și senzori. În această situație nu m-au lăsat să-l fotografiez și nici nu cred că soției făcea bine să-l vadă așa. Doamna doctor mi-a spus: vă las puțin cu copilașul, spuneți ce doriți, un cântecel, o poezioară. În asemenea situații, numai Dumnezeu știe ce va fi cu el. În 13 septembrie, soția a fost mutată de la terapie intensivă pe secție și în aceea zi, micuțul Timotei a fost scos din aparate și mutat în salonul copilașilor. Iar pe 15 septembrie a putut și soția să-l vadă, însă copilașul, deși trecuse cu bine o perioadă critică, rămăsese cu o paralizie facială pe partea stângă, avea gurița strâmbă și obrăjorul stâng atârna în jos. Asistenta a încercat să o îndrepte pe soție cu gândul la ceilalți copilași de acasă și să accepte că dacă se va întâmpla ceva cu copilașul, oricum a fost născut prematur
și poate rămâne cu sechele, însă noi aveam în minte cuvântul. Te vei întoarce acasă în mijlocul copiilor și vei fi o mamă veselă care va purta în brațe o binecuvântare. Cuvinte care au întărit credința noastră. Am hotărât cu soția să apelăm la ungere cu un de lemn și frații de la adunare au făcut ungerea pe o batistă. În ziua următoare m-am deplasat din nou la Iași și Domnul a rânduit lucrul în așa fel că personal a fost foarte binevoitor și întâi am avut posibilitatea să mă rog cu soția, apoi împreună am fost acceptat să intrăm la copilaș, să-l pot lua în brațe, să mă rog să pun batista pe trupul lui. Am primit pace și liniște încredințați că Domnul își va face lucrarea de vindecare. A doua zi a fost cina Domnului la noi în adunare și nu doar noi, cu copiii, ci toată adunarea ne-am rugat pentru soție și copil la amiază, am vorbit cu aerea plină de încredere în Domnul, deși în urma administrării unui antibiotic perfuzabil foarte tare avea probleme cardiace și respiratorii. Ea a sesizat asistentele, dar ele au spus că așa a hotărât profesorul. În aceea zi, la următoarea perfuzie, soția a căzut în inconștiență și numai după mai multe manevre de resuscitare și-a recăpătat conștiința. Începea o nouă bătălie. În duminica respectivă au venit de la biserică un grup de surori. Atunci a intrat și Mihaela, infirmiera, era ora 15:30. Soția a făcut din nou, i s-a făcut din nou rău, i s-a încleștat gura, iar mâinile și picioarele au început să se negrească. S-au speriat cu toții, de data aceasta au chemat mai mulți medici, unii chiar de acasă. După ce a fost din nou resuscitată și a revenit, medicii își puneau tot felul de întrebări. În acest timp, soția auzea în minte cuvintele, faceți loc, vine targa. Gândul îi spunea că aici se termină viața. Grupul ce a vizitat-o au fost martori la această scenă. Astfel a fost trimisă la un alt spital, iar infirmiera Mihaela s-a decis să o însuțească pe drum, unde n-a să se roage la Sfânta Parascheva, iar soția cu resursele de viață ce le mai avea îi spunea că ea se roagă în numele lui Dumnezeu. Dar știu, i-a zis Mihaela, dar măcar în gând pomenește-o și pe cuvioasa. În acest timp, eu eram pe drum de la Suceava spre Iași și eram lovit puternic la nivel de duh de cel rău. La o trecere de nivel cu cale ferată, aveam viteza de 100 la oră și chiar atunci a apărut semnalizarea roșie. M-am gândit să nu opresc, dar în clipele acelea m-am hotărât să opresc, chiar dacă eram grăbit. Prin fața mea, în secundele următoare, a trecut trenul. Mulțumesc Domnului pentru acel îndemn de ultim moment. Am ajuns la Iași la spital, soția se întorsese de la spital, unde fusese trimisă și împreună cu grupul ce a vizitat-o am rămas cu ea până seara târziu, starea ei fiind stabilă în orele ce au urmat. Eu am rămas încă 2 zile la Iași și marți am fost la spitalul Parhon, unde medicul urolog ce fusese prezent la operație, la control, pentru sondele acelea, i-a scos o sondă și s-a cerut să mă aștepte 2 ore, timp pe care să bea multă apă pentru a vedea dacă nu sunt complicații. Totuși, totul a funcționat bine, iar după alte 6 zile i-au scos și cealaltă sondă. Lucrurile revenind la normalitate. Pentru medici a fost o mare mirare că i-au revenit simțurile urinare și ca atare nu trebuia să mai poarte sonda toată viața. Timotei, copilașul, la câteva zile după ungere și-a revenit pe deplin și după ce a fost dus la un spital pentru un computer tomograf s-a constatat că totul este normal. În 28 septembrie a venit și mult așteptata zi de externare. Medicul rezident care a venit cu actele a spus soției că pare rău că se despar de ea, stătuse 2 luni în spital, și a spus că ea și Timotei vor rămâne în istoria spitalului Cuza Vodă din Iași. La câteva zile am repetat și eu analizele pentru virus hepatic C și rezultatele au negative. Slavă Domnului, prin toate acestea Dumnezeu m-a așezat încă un stâlp de aducere aminte a minunilor Lui în familia și adunarea noastră. Să binecuvântăm pe Domnul pentru astfel de lucrări. Iertați-mă că v-am ținut, dar am avut îndemn să vă citesc această experiență care eu am recitit-o, am corectat când am scris și încă m-a marcat și acum. Dumnezeu să fie binecuvântat și să fie slăvit!